Bine ați venit la sărbătoarea primului sunet! Ne exprimăm bucuria întâlnirii la un nou început de an școlar. Să sperăm că tot ce ne-am preconizat pentru acest an ne va reuși. Sărbătoarea de astăzi se declară deschisă! Începutul de an școlar este unul deosebit, deoarece astăzi vom intra în școala noastră renovată. Grație acordului de colaborare și parteneriat semnat între Consiliul Raional Dubăsari, Primăria Moldova Nouă și Asociația Obștească Opera Life Italia. Suntem nespuși de bucuroși că avem astăzi ca oaspeți de onoare pe cei care au contribuit la implementarea acestui proiect extraordinar pentru comunitatea noastră. Îi avem alături de noi pe președintele Raionului Dubăsari, domnul Grigorie Policinski. Primarul localității, domnul Gazi Oleg. Ambasadoarea Italiei în Republica Moldova, Valeria Piagiote. Membra Asociației Obștești, locuitoarea satului Moldovata Nouă, Maria Dima, inițiatoare și promotarea proiectului. Președintele Asociației Obștești Opera Life, Laura Belomol, cu echipa din cadrul asociației. De asemenea, salutăm prezența consilierilor locali, consilierilor raionali, conducătorii instituțiilor din teritoriu. Pentru audierea imnului Italiei.
clasei întâi. Ghidați-se doamna învățătoare Sokolovski Elena. Să ne călăuzească prin cuvântul cel drept, cuvântul cel bun, cuvântul sănătos al înțelepciunei, doamna director. Honorată asistență, stimați oaspeți, părinți, dragi elevi, locuitori ai satului Mălăvata Nouă. Astăzi este 1 septembrie, începutul unui nou an școlar. Nu în zadar, anul școlar se începe pe data din 1. Este o cifră simbolică. Un nou început, noi așteptări, noi înălțim. Așteptarea cea mare s-a întâmplat în această vară, și anume reparația capitală a gimnaziului Anatol Codru. Nu ar fi fost această reparație dacă nu ar fi semnat acordul a trei părți. În primul rând, Asociația Obștească Opera Life, în frunte cu președinta seniora Laura, căruia îi mulțumim foarte mult. Le mulțumim membrilor acestei asociații, fiindcă sunt niște oameni generoși, suflet mare, care nu au rămas în umbră, ci au sărit ca să avem niște condiții, ca copiii noștri să aibă condiții de studii. Doamna Laura, prin dumneavoastră mulțumim tuturor membrilor asociației Opera Life. Consiliul Raional, în frunte cu domnul președinte, la fel a fost semnat acest acord. Vreau să aduc sincer mulțumiri că ați monitorizat această reparație. Vreau să aduc mulțumiri tuturor direcțiilor. Direcția Învățământ, în frunte cu doamna Larisa Brăducean. Direcția Economiei Finanțe, doamna Lilia, s-a ascuns acolo, care, sincer, doamna Eudochie Nicolae, Direcția Construcție. Domn Valeriu Santu, îl cunoașteți toți, băștinașul nostru, care, într-adevăr, și dimineață și seara era alături de noi. A treia parte este vorba de primarul, primăria Comunii Mălăvata Nouă, în frunte cu primarul, Gazia Oleg. Le aduc sincer mulțumiri că de câte ori am apelat, niciodată n-am avut un refuz. Chiar dacă n-am putut pe moment, oricum am ieșit întotdeauna la un numitor comun. Vreau să vă aduc sincer mulțumiri tuturor celor din Comuna Mălăvata Nouă care v-ați implicat, atât financiar cât și cu ajutorul. Dar mai avem un oaspete de onoare care s-a ascuns și credeți-mă că dacă n-ar fi câștigat acest agent economic, este vorba de Dragoș Manole, vreau să-l invit chiar lângă mine, dacă mă aude, directorul firmei Atractiv Invest, care a făcut posibil și imposibil, vreau să-l cunoașteți, fiindcă într-adevăr a stat totdeauna în spatele nostru, dar vreau să cunoașteți că dumnealui a făcut tot posibil și imposibil ca la data din 1 septembrie să avem o școală practic reparația este finisată. Anul de studiu să începem de mâine cu brio. Sălile de clasă, o să vedeți surpriza, sunt gata pregătite. Vreau să aduc sincer mulțumiri în numele, prin domnul Dragoș, tuturor lucrătorilor, tuturor colaboratorilor, tuturor muncitorilor care au depus atâta efort că erau zile când lucrau și 7-8 echipe, fiecare avea lucrul lui. Responsabil până la pământ. Un sincer mulțumesc pentru toată echipa care vă avem în față. Aduc sincer felicitări micuților din clasa 1 care practic sunt cei mai norocoși. Vreau să vă spun că vin într-o grădiniță renovată, într-o școală renovată, cu condiții. Cred că succesele o să meargă după ei. Clasa 9 le aduc sincer felicitări, fiindcă astăzi pentru ei va suna un prim ultim sunet. Un sunet care le spune că deja sunt în ultimul an, trebuie sănătate, un an cât mai rodnic, la mai mult și la mai mare. Printre susținătorii acestui grandios proiect a fost și conducerea raionului, Consiliul Raional Dubăsari, în grijă căruia permanent a fost creșterea tinerii generații. Îi oferim cu respect cuvântului domnului Grigore Polcinski, președintele raionului Dubăsari. Excelență, doamnă ambasador, stimată președinte organizației, doamna Laura,
dragii noștri copii, dragii noștri oaspeți din Italia și sigur că, stimate domnule primar, astăzi noi, într-adevăr, suntem la un eveniment foarte și foarte important pentru satul Mălovata Nouă, pentru acești mici copii, fiindcă anume pentru ei. Un an și jumate, practic, noi împreună cu Opera Live, împreună cu doamna Maria Dima, împreună cu colegii din cadrul Consiliului Raional Dubăsari, am depus efort pentru a atrage atât investițiile, am depus efort pentru a prezenta interesul nostru comun a satului, a raionului, a autorităților publice centrale, pentru ca acest proiect să ia foc, ca acest proiect să fie semnat, ca acest proiect să fie realizat, ca acest proiect să fie cu succes astăzi, 1 septembrie, aproape finisat. A fost depusă o muncă, într-adevăr, foarte mare, fiindcă este prima dată când în raionul Dubăsari, în această zonă de securitate, noi avem un proiect realizat cu suportul financiar din Republica Italia. Este prima dată când o asociație obștească a reușit să vină cu un suport foarte mare financiar pentru a realiza un proiect educațional aici, în zona de securitate. Este pentru prima dată când noi am reușit, datorită unui efort foarte mare, împreună cu comisiile de specialitate a Consiliului Raional Dubăsari, condusă, apropo, de doi consilieri de la dumneavoastră, domnul Nicolae Gazea, domnul Alexei Scaun, care, într-adevăr, prin intermediul Consiliului ne-au susținut, datorită efortului care a fost depus de către domnul vicepreședinte, domnul Valeriu Sandul, doamna Maria Jâmbei, doamna Lilia Cazac, doamna Eudochie Nicolaev, relațiile de colaborare care le-am avut cu autoritățile centrale, noi am reușit să obținem și scutire de taxă pe valoare adăugată. Un exemplu când bați insistent, când ușile ți se deschid prin intermediul Guvernului Republicii Moldova. Vreau să spun că, de asemenea, am avut susținere și din partea Biroului pentru Integrare, Guvernul Republicii Moldova, care, de asemenea, a venit cu contribuția sa la acest proiect foarte important. Și cel mai important lucru, atunci când în țara noastră cineva a început niște proiecte de a consolida școlile, din cauza că avem o migrație masivă din țară, s-a micșorat numărul de copii în școli. Noi totuși am reușit împreună cu doamna Laura, împreună cu această frumoasă echipă care nu sunt pentru prima dată din Italia aici la noi, am reușit totuși să trecem peste bariera psihologică. Dar este necesar oare să mai investim într-o școală, într-un gimnaziu, care mâine poi mâine poate să ajungă la o treaptă când va avea copii? Și răspunsul a fost pozitiv. Răspunsul a fost da, se merită, da, este necesar, da, este absolut necesar pentru ca acești copii frumoși, pentru ca această localitate, Mălovata Nouă, ca acest raion Dubăsari, să se bucure de condiții mai bune, de condiții europene, de condiții civilizate. Având în vedere toate lucrurile acestea, sigur că eu personal, în calitate de președinte de raion, din numele Consiliului Raional Dubăsari, din numele colegilor mei, din numele colegilor cu care practic, într-adevăr, ne-am depus efort foarte mare ca în loc de 6 luni să fie realizate lucrările într-un timp foarte scurt, de 2 luni și jumătate. Am depus efort ca aceste lucrări să fie calitative. Am depus efort considerabil ca de 1 septembrie, astăzi, chiar dacă este duminică, la 1 septembrie, aici, la Mălovata Nouă, împreună cu primăria locală,
împreună cu oamenii aceștia frumoși din localitate, cu adevărat să ne bucurăm pentru această frumoasă realizare, pentru acest frumos proiect. Să știți că aveți cel puțin pentru 20-30 de ani făcute lucrări care nu va fi necesar să fie mai schimbate, investiți bani. Să știți că de astăzi înainte dumneavoastră aveți într-adevăr un gimnaziu, noi mai corect spus, noi toți avem un gimnaziu exemplu, un gimnaziu cu care nu ți este rușine să ieși în lume. De ce? Doresc copiilor, doresc profesorilor, doresc tuturor oamenilor de bună credință din această localitate să vă bucurați, să păstrați lucrările care s-au făcut, s-au realizat aici și desigur că să ne bucurați cu patriotism, fiindcă suntem în preajma sărbătorilor naționale, să ne bucurați cu rezultate frumoase la studii, să ne bucurați prin exemplu dumneavoastră de dragoste de țară, de dragoste de patrie. Și haideți vă rog încă o dată să-i aplaudăm pe oamenii fără de care n-ar fi fost posibil acest lucru pe care i-am numit până acum. Pentru Italia, pentru această frumoasă organizație Opera Life, cu care sunt convins vom realiza încă multe frumoase realizări în raionul de Băsari. Mulțumim frumos! Și dat fiind faptul că suntem într-adevăr în această zi foarte frumoasă, foarte importantă, permiteți-mi, vă rog, să dau citire unei scrisori de mulțumire pentru doamna Laura Bilamoli, președintea Asociației Opera Life, care este adresată și dumneei personal, dar este adresată tuturor colegilor din Italia care au adus aport la această frumoasă realizare. Stimată doamnă Laura, vă aduc sincere mulțumiri pentru relațiile de colaborare stabilite între Autoritatea Publică Raională și Asociația Opera Life din Italia, pentru aportul adus de asociație la dezvoltarea și promovarea consecventă a valorilor europene prin intermediul proiectelor social-economice de reabilitare la nivel local. Proiectul implementat în această zonă cu regim de securitate sporită pentru modernizarea condițiilor de activitate a gimnaziului Anatol Codru are un impact absolut deosebit de pozitiv asupra populației locale, asigurând o durabilitate a activității instituției date. În numele Consiliului Raional de Băsari, al locuitorilor din localitatea Molovata Nouă, vă aduc înaltă recunoștință pentru donația și suportul acordat și rămânem fideli gândului că relațiile stabilite între Consiliul Raional de Băsari și Asociația Opera Life se vor bucura de o continuitate și noi rezultate pozitive pentru viitor. Venim cu cele mai calde urări de bine, sănătate și prosperitate pentru dumneavoastră personal și întreaga echipă de parteneri din Italia. Vă asigurăm, doamna Bemole, de expresia în alte considerațiuni personale. Permiteți-mi să vă rămânez această scrisoare cu noastră. Am zis că am început să învăț unele cuvinte din Italia, din limba italiană și un mare grație pentru toată echipa din Italia. Vă mulțumesc! Și doamna directoare, doamna Angela, dumneavoastră ați menționat într-adevăr că agentul economic care a realizat aceste lucrări, cu adevărat, a depus un efort și vreau de asemenea, din numele Consiliului Raional de Băsari, să dau citire și să înmânez următoarea scrisoare de mulțumire domnului Dragoș Manole, directorul Societății cu răspundere limitate Atractiv Invest. Stimate domnule Dragoș Manole, în numele Consiliului Raional de Băsari, vă aduc sincere mulțumiri și recunoștință pentru responsabilitatea manifestată pe parcursul colaborării și implementării proiectului de reabilitare a instituției educaționale Gimnaziul Anatol Codru din satul Molovata Nouă. Întreprinderea dumneavoastră
își respectă contractele și clienții. Profesionalismul echipei dumneavoastră fiind demonstrat prin calitatea lucrărilor efectuate în termenii stabiliți de Consiliul Raional și conducerea gimnaziului. În speranța unei conlucrări fructuoase și în continuare, vă aduc urări de bunăstare, prosperitate și mult succes și în viitor. Cu respect, președintele Raionului de Băsari. Și sigur, stimați colegi, vreau foarte mult, stimați prieteni din satul Mălovata Nouă, vreau foarte mult să vă rog să aplaudăm conducerea gimnaziului, profesorii, lucrătorii de aici, oamenii din satul Mălovata Nouă în frunte cu domnul primar, oamenii care au contribuit de zi cu zi la realizarea acestor lucrări, iar Valerii Gheorghe, care, într-adevăr, absolut și zi și noapte i-am spus că dumneata personal răspuns de lucrările respective și de termeni și de calitate, sigur că merită acești oameni, cu adevărat, aplauzele noastre. Fie ca dumneavoastră să vă bucurați de zi cu zi. Iar pentru organizarea aceasta, pentru tot ceea ce ați făcut astăzi, sigur că recunoștința mea personală, doamna... Unde e doamna Brăducean? Nu o văd. S-o ascuns. Doamne Larisa Brăducean, doamna directoare și tuturor dumneavoastră celor prezenți. Vă mulțumesc frumos! Din numele tuturor oferim cuvânt primarului localității Gazia Oleg. Astăzi, 1 septembrie 2019, nu este pur și simplu ușa deschisă a gimnaziului, dar este o nouă etapă pentru elevii noștri din localitate, pentru locuitorii noștri. Astăzi, gimnaziul din localitate își va deschide ușile după o nouă reparație. Stimați locuitori, permiteți-mi din partea voastră, din partea Consiliului Local, din partea mea personală, să aduc un mare mulțumesc doamnei Laure, Asociația Oper Live, pentru contribuția care a fost făcută pentru gimnaziul nostru din localitate. Vă aduc un mare mulțumesc din partea mea personal, că într-adevăr localitatea noastră, fără contribuția dumneavoastră, fără contribuția asociației, fără contribuția oamenilor din Italia, noi n-aveam să avem atât rezultat. Un mare mulțumesc vreau să aduc doamnei Maria Dime, care a fost la bază, care a fost temelia acestui proiect. Stimați părinți, onorată asistență, suntem nespuși de bucuroși să apreciem parteneriatul frumos, care a fost stabilită cu Asociația Obștească Opera Live din Italia și cu susținerea Ambasadei Italiei în Republica Moldova. Cu deosebit respect oferim cuvânt doamnei Valeria Biagioti. Domnul președinte, domnul primar, doamna președinte, onorată asistență, dragi oaspeți, dragi elevi, este o mare plăcere pentru mine să fie aici astăzi și acum voi continua în limba italiană. E davvero un'esperienza bellissima poter vedere con i miei occhi i risultati di uno sforzo realizzato con grande entusiasmo e tenacia da parte di una organizzazione italiana. E vorrei quindi ringraziare davvero l'organizzazione, la presidente e tutta la squadra che ha lavorato con grande entusiasmo per portare a compimento questo progetto. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte asociației și tuturor a grupului întreg de la Opere Live pentru lucrul care l-au făcut și investimentul care l-au dus în E penso che questo sia un segno, una testimonianza della generosità del popolo italiano. Și cred că asta e o generozitate și o bunătate din partea poporului italian. Della generosità anche della diaspora moldava, che so che ha contribuito a questo progetto. Della diaspora moldava, che ha contribuito la FIAL con aiuto finanziario.
e naturalmente anche dell'amicizia che lega i nostri due popoli. Și anche di prietenie care leagă nostri due popoli. Vi ringrazio, grazie per questa bellissima opportunità. Pentru această oportunitate de a fi prezentă azi la deschiderea acestui caz. Mulțumesc! Onorată asistență, acest început de an școlar este unul deosebit pentru întreaga comunitate. Din motiv că acest minunat proiect ar fi fost imposibil de realizat dacă nu era implicarea unor oameni cu suflet mare, care au manifestat grijă față de sănătatea și bunăstarea copiilor și a pedagogilor, depunând nu doar finanțe, dar și suflet în tot ceea ce s-a realizat în școala noastră. Este vorba de două doamne firave, dar cu inima foarte mare. Doamna Laura Belomoi, președintă Asociației Obșești Opera Live și păștinașa noastră, doamna Maria Dima, membra asociației care este inițiatoarea și promotoarea acestui proiect în satul și raionul nostru. Le vom fi mereu recunoscători, mulțumindu-le din suflet pentru realizarea acestui proiect frumos. Le invităm cu deosebit respect să ia cuvânt. Quale presidente di Opere Live, porgo i miei saluti a tutti voi. Al sindaco Gazer Oleg, al presidente di Dubasari, Grigore Polcinski, a tutte le autorità che si sono unite a noi in questa giornata di festa e che con la loro presenza danno valore al lavoro che è stato fatto e di cui vediamo il risultato. In qualità di presidente dell'Associazione Opere Live, vă salut pe toți cei prezenți, în special pe primarul satului Gazea Oleg, pe președintele raionului domnul Policinski Grigori și pe toate autoritățile care s-au alăturat în această zi de sărbătoare și care cu prezența lor dăruiesc valoarea muncii care a fost făcută și din care astăzi vedem rezultatul. Ci siamo conosciuti nel maggio del 2018. Siamo stati ricevuti dal presidente Policinski che ci ha detto che eravamo i primi italiani ad arrivare in questa regione. În luna mai a anului 2018, la prima noastră întâlnire cu domnul președinte Policinski, mi s-a comunicat că suntem prima asociație italiană care a ajuns în această regiune. Abbiamo visto la scuola, abbiamo dichiarato la nostra disponibilità ad un intervento, abbiamo capito quello che avremmo dovuto fare ed abbiamo fin da subito lavorato, noi italiani e voi, rappresentanti delle istituzioni di Molovata Nuova, per dare forma e concretezza a quello che la scuola chiedeva per ritornare ad essere accogliente e rispondente alle necessità dei ragazzi e delle loro famiglie. Dopo che abbiamo visitato scuola, abbiamo dichiarato disponibilità per a ne implicare in questo progetto e abbiamo iniziato immediatamente a lavorare împreună, noi și dumneavoastră, reprezentanți ale instituțiilor de Molovata Nouă. Am lucrat pentru a transforma înapoi școala într-un spațiu confortabil care să răspundă nevoilor elevilor și a familiilor lor. Non ci conoscevamo, ma abbiamo intuito che potevamo costruire una collaborazione seria ed efficace. Nu ne cunoșteam, dar ne-am dat seama că putem construi o colaborare serioasă și eficientă în această privință. In questo Angela, la direttrice, ci ha aiutato molto a superare il timore di non fare la cosa giusta. Direttore scuoli ne ha aiutato molto a depășim teama di a non farci ce non trebuie. La sua fiducia nel futuro, l'amore per la scuola, l'interesse e il rispetto per i ragazzini sono stati molto convincenti. Încrederea ei în viitor, iubire pentru școală, interesul și respectul pentru copii ne-au convins. Ci sei. Da tutti voi abbiamo anche capito quali sono i valori che passano dalla scuola. Tra questi, in particolare, la trasmissione ai giovani della vostra identità nazionale, l'amore per la vostra patria. Am înțeles de asemenea de la voi care sunt valorile transmise la școală. Printre acestea se numără în special identitatea națională și iubirea pentru țară. Abbiamo costruito una collaborazione positiva ed interessante tra i tecnici dell'associazione e di vostri. Am construit o colaborare pozitivă și interesantă între tehnicii asociați și tehnicii voștri. Voglio ringraziare Gheorghe Morarenko, Dimitri Burlea, Zinovia, Eudochia, Lilia,
affiancati dal sempre presente vicepresidente Valerio Sandro. Am construito colaborare positive și interesante. Mulțumim din suflet domnului Morarenko, Gheorghe, Burlea, Dumitri, Zinove, Eudochia și Lilia, care au fost susținut mereu de vicepreședintele raionului, Valeriu Sandu. Sim. Abbiamo costruito il progetto insieme e voi l'avete attuato con l'attenzione ad inviare informazioni e documentazioni regolari. Am construit proiectul împreună, voi l-ați implementat și transmis toate informațiile și documentele regulate. La ditta costruttrice, la Attractive Invest, nella persona del suo titolare Dragos Manole e del capo cantiere Gheorghe Efros, hanno respirato l'aria positiva di questo progetto e si sono fatti coinvolgere ed ora sono soci di Opere Life Home. Compania de construcții Attractive Invest și conducătorul său, Dragos Manole, și cu responsabilul de lucru, Gheorghe Frost, care s-au implicat în acest proiect, acum sunt parteneri a asociației non-profit Operae Life. Tramite noi hanno avuto fiducia nella iniziativa i numerosi donatori italiani, dei quali una rappresentanza ha voluto arrivare qui, ed in particolare la regione Trentino Alto Adige, che ha sostenuto in modo importante questo progetto. Ho avuto incredere in questa iniziativa numerosi donatori italiani, inclusive un rappresentante che ha dorito să ajungă aici, in special regiunea Trentino Alto Adige, che ha sostenuto proiectul într-un modo importante. Devo dire che la vostra partecipazione alla progettazione e successivamente, in modo esclusivo, alle fasi della realizzazione, la volontà di concorrere alla spesa da parte della regione Dubasano, del comune di Molovata Nuova e di tutta la comunità locale sono stati apprezzati molto e hanno dato testimonianza della vostra volontà di protagonismo, di condivisione e di essere attori principali nella vostra patria. Trebuie să spun că partecipare a dumneavoastră la planificare și ulterior la realizarea în mod exclusiv a proiectului, precum și dorința de a contribui financiar la acest proiect din partea raionului Dubăsari, a satului Molovata Nouă și a întregii comunități locale, au fost foarte apreciate și au demonstrat dorința voastră de a fi protagoniști, de a împărtăși și de a fi actori principali în țara voastră. A tale proposito vorrei esprimere il desiderio che anche qualche donatore moldavo si unisca a noi nel sostenere le nostre iniziative a favore del vostro paese. Sarebbe un grande risultato. In acest sens, ar dori să exprim dorința ca unii donatori moldoveni să ne se alăture pentru a sprijini inițiativele noastre în favoarea țării voastre. Ar fi un rezultat excelent. Ringrazio la nostra ambasciatrice italiana, Valeria Biagiotti, che ci ha sostenuto ed incoraggiato nell'intraprendere questa iniziativa, proprio perché era Molovata Nuova. Mulțumesc ambasadoarei Italiei în Moldova, Valeria Biagiotti, care ne-a susținut și ne-a încurajat să întreprindem această inițiativă tocmai pentru că era satul Molovata Nuova. Siamo affezionati a questa terra bella e alla comunità di Molovata. Am îndrăgit acest frumos pământ și comunitatea di Molovata Nouă. Siamo tenuti vicini a questo paese dai tanti moldavi che hanno scelto o hanno dovuto scegliere l'Italia per il loro futuro e per quello dei loro figli. Ne leagă de țara voastră mulți moldoveni care au ales sau au fost nevoiți să aleagă Italia pentru viitorul lor și a copiilor lor. Noi siamo qui, vogliamo proseguire questa nostra cooperazione. Noi suntem aici și vrem să continuăm această cooperare. La nostra associazione è animata dalla volontà di coltivare la conoscenza reciproca e dal desiderio di far crescere l'amicizia tra i popoli e fa della solidarietà internazionale la sua ragione d'essere. Asociația noastră are dorința de a cultiva cunoștințele reciproce, de a crește prietenia între popoare și are de asemenea ca obiectiv solidaritatea internațională. Infine, fin d'ora posso dirvi che i lavori in questa scuola non sono finiti, ma non voglio anticiparvi nulla.
În sfârșit, vă pot spune că munca în această școală nu s-a terminat. Dar nu vreau să anticipez încă nimic. Dovremo certamente mettere insieme ancora, se lo vorrete, esperienza, professionalità e risorse per completare la ristrutturazione. Cu siguranță va trebui să reunim, dacă doriți, experiența, profesionalismul și resurse pentru a finaliza ristrutturarea ei. Alla direttrice, agli insegnanti, agli studenti e alle famiglie di Molavata Nuova auguro un buon anno scolastico. Doamne director, profesorilor, elevilor și familiilor din Molavata Nuova, vă doresc un an școlar bun. Le autorità locali e questa associazione affidano la scuola a tutti voi. Speriamo che vi piaccia, che veniate a scuola più volentieri, che studiate di più, ve la affidiamo, essa è vostra, abbiatene cura. Autoritățile locale și această asociație vă încredințează școala tuturor. Sperăm să vă placă și să veniți la școală cu bunăvoie, să studiați mai mult. Vă încredințăm, este a voastră, să aveți grijă de ea. Voglio rivolgere a voi tutti oggi il mio saluto in occasione dell'inaugurazione della scuola Anatol Codro a Molavata Nuova e ringrazio chi mi ha dato questa possibilità. Stimați doamne și domni, sunt onorat să vă salut astăzi cu ocazia inaugurării școlii Anatol Codru în Molavata Nuova și le mulțumesc celor ce mi-au oferit această onoare. Il mio più sentito ringraziamento ed apprezzamento lo voglio pertanto rivolgere ad Opere Life, che con grande tenacia ed energia ha ottenuto questo risultato. Prin urmare, doresc să transmit cele mai calde mulțumiri și Asociației Opere Life cu o mare care au depus multă energie pentru acest rezultat. Stimați oaspeți, din partea elevilor din gimnaziu, vrem să vă mulțumim pentru toate condițiile și pentru toți care s-au implicat în implementarea acestui proiect. Probabil că cei mai bucuroși și cei mai fericiți și norocoși sunt elevii clasei 1-a, care vor beneficia de toate condițiile bune ale gimnaziului pe parcursul acestor an. Deci, nu ne rămâne altceva decât să le urăm succese la învățătură. Sunt recunoscători pentru implicarea părinților în renovarea școlii. Cuvântul se oferă domnului Reul Alexandru. Vreau să aduc de partea părinților sincer mulțumiri tuturor persoanelor care au contribuit pentru renovarea acestui minunat gimnaziu Anatol Codru. Este o bucurie pentru copii, cât și pentru părinți, că vor beneficia de condiții mai bune într-un an nou școlar. Sperăm că pe viitor să mai avem așa fel de proiecte pentru comunitatea noastră, pentru dezvoltarea comunității noastre. Yeah.
recităm cu drag, ne îndemnăm cu îndrăzneală să pășit la școlii prag. O cheiță fermecată, vă mai îmbrăm acum. Eu vă văd că ne auzi pe nevoiosul drum. Cheița cunoștințelor în mână, uite-o ea, o lume minunată, cu ea vom descuia. Iar anul care vine, vom da o altă pici, care în locul nostru vor sta cu minți aici. Aici și surprizile continue, în afară de abecedar, Consiliul Raional, în frunte cu domnul policistă, vine câte un ghiozdan pentru toți elevii din clasa 1. Și cadou primarului. Domn primar, vă rog frumos! O sărbătoare adevărat pentru copii din clasa 1 și pentru toți noi! Yeah.
foarte mult de proiectul care este binevenit în gimnaziul Anatol Codru. Avem niște condiții foarte bune la moment. Ne-am bucurat nespus de mult și vrem să mulțumim Asociației Obștești Overlife, frunte cu conducătorii care sunt. La fel mulțumim doamnei Maria Dima, care s-a implicat foarte mult, domnul Valeriu Sandu, doamnei Angela Cucubie, directoarea, domnul primar, vicepreședintul domnul Sandu Valeriu. La fel, din partea părinților, ne bucurăm nespus de mult. Vă mulțumim și dorim ca pe viitor să mai avem așa doritori de a investi în aceste proiecte pentru copiii noștri, care este viitorul nostru. Pentru noi e o bucurie mare să avem condiții și mai bune pentru copii. Dintr-o grădiniță renovată, într-o școală iarăși renovată, e foarte bine. Și sperăm pentru viitor cât mai prosper în comunitate. Suntem foarte mulțumiți de condițiile care acum ne pot spune gimnaziu, fiindcă chiar ne făceam griji că copiii vin în clasa 1 și nu avem condiții necesare. Acum aș vrea să mulțumesc tuturor. Toți cei care au participat la acest proiect, suntem foarte recunoscători. Mulțumim frumos! Suntem nespus de fericiți prin faptul că am intrat într-o școală bine amenajată, reparată, care s-a alocat atâtea întrucât s-au făcut ceea ce poate prin vis mă gândeam cu câțiva ani în urmă. Blocul sanitar era un vis pentru noi și astăzi deja este în incinta școlii, cu dulapuri noi, cu mobilă nouă, cu podei cu pardoseală nouă, uși noi și așteptăm încă, poate, și să continue cu iluminarea școlii. Mulțumim frumos pentru tot ce s-a alocat și sper că toate lucrurile acestea s-au făcut pentru elevii noștri, ca ei mai cu sârguință, mai cu sete de cunoștință să pășească pragul școlii într-un an nou și să ne bucurăm de succesele discipolilor noștri.